make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Jucăm din nou în Europa, avem meci împotriva celor de la Rio Ave pe terenul nostru. Echipa este pregătită și trebuie să jucăm. Este, cum spuneam, pe terenul nostru, dar cred că avem un accidental la rezerve. Cred că este vorba de Iancu, da? Să-l scoatem de aici. Îl băgăm pe Prepeliță. Prepeliță al nostru, așa că îl vom băga măcar la rezerve și pe el. Este petrenul nostru, după cum spuneam, împotriva lui Rio Ave, unde sperăm să ne descurcăm cât de bine putem. O centrare periculoasă este Paul Pap, lovitură de cap, din nou deschis scorul adversarii noștri. Oh, nu e bine așa, nu e bine așa, trebuie să facem ceva în Europa. Iată cum rămâne întotdeauna Pap, ultimul apărător. Nu știu de ce se întâmplă asta, se duc toți acolo. Deci unde e mingea, acolo sunt toți jucătorii noștri. Trebuie să fie o organizare mai bună. Mamă, parcă ce vorbesc eu, parcă sunt tehnician în realitate. Trebuie oricum, nu știu, să rezolvăm cumva asta până la urmă. E 1-0 pentru Rio Ave și în continuare atacă la poarta noastră Predo Mendeira. Mendeira face 2-0. Wow, ce se întâmplă aici, 2-0. Deja în minutul 16 ne-au bombardat. Incredibil, cum așa ceva? La Uschis a fost acolo spectator la faza asta, dar fundașii noștri sunt beți, nu știu cum au venit la meci. Hai atacanți totuși, avem atacanți. Vâlceanu, ce pasă mișto pentru Adi Popa, care greșește. Adi Popa a greșit de mai multe ori în acest meci. Încep să mă enervez pe ei. Rotariu, Stanciu, Nicușor Stanciu a tras, dar Casio a reușit să prindă în brațe acest șut. Vâlceanu la balon, încercăm la un contraatac în flancul drept, este același Adi Popa, destul de solicitat. Vâlceanu foarte bine combină, Vâlceanu cu Adi Popa. Vâlceanu trebuia să dea drumul la balon, dar a recuperat totuși Pinto. Acest Pinto, dacă nu mă înșel, Thiago Pinto era, cred, care a jucat la CFR Cluj. Diego Lopez, nu știu de unde este acel jucător care a dat un superb gol împotriva Stelei în vincul. Am și uitat cum îl cheamă oricum. Lion, dar dacă îl văd, îl recunosc. Diego Lopez în continuare pasă la Hasan, foarte bine recuperează Fernando Varela, așa trebuia să facă la primele două goluri. Adi Popa poate mai lucid acum, Adi Popa pentru Sâmărtean, Magicianul o pasă cinetă la Dorin Rotariu, Rotariu trebuie să spargă gheața, centrare bună lui Rotariu, de ce? De ce Embolo nu a vrut să sară de la pământ? Wow, Embolo acolo nu poate să sară, zici că are cuie în picioare, îl înțepenește în pământ. Ucra, dar foarte bine recuperează la Tovleviș. Pentru moment se joacă pe multe contre, însă și noi jucăm cam haotic. Ziggler a dat gol în acest meci. Sau cred că e Zeglar. Ziggler e un wrestler. Rotariu la balon, Dorin Rotariu. Trece foarte frumos Rotariu. Centrarea acesta este pentru Adi Popa. Golasso! 2-1, revenire. Reducem din diferență prin Adi Popa cu un splendid gol. Adi Popa reușește o bijuterie de gol, a fost centrarea lui Rotariu, că nu dă gol, dă pasă de gol. Adi Popa dă în plasa laterală aici, cred că și Iancu făcea așa, da, a dat cu stângul Adi Popa și Iancu putea să dea o astfel de execuție. Adi Popa, minutul 45, reușește să marcheze un gol care a picat exact când ne trebuia, chiar pe finalul primei reprize vom avea o repriză secundă destul de bună, cred eu, făcută de noi. Cred că va fi greu pentru cei de la Rio Ave. Embolo pentru Dorin Rotariu, scapă Rotariu, Rotariu în careu, Rotariu, de ce nu fi dat gol aici? A tras pe colțul scurt, cât de, aolo, cum s-a dus șutul ăsta atât de slab. Să vedem pe Stanciu, el bate cornerul la Star, gol! 2-2, marchează Marian Sar și le dă lecții. Uite mă, Embolo, uite așa se face, îl învață pe Embolo cum să dea cu capul. Are nevoie de o astfel de lecție Embolo. Sar a sărit excelent la cap, putea să dea, să, dacă era mai spate, putea da chiar și Embolo aici. În minutul 50, 2-2, reușim să egalăm pe portughezi. Asta e foarte bine, Sar, primul său gol la Steaua și asta în cupele europene. Rotariu, cât de frumos trece acolo Dorin Rotariu. În continuare, Rotariu este periculos. Embolo, pentru același Rotariu, are pase superbe. Rotariu, este puternic Rotariu. Rotariu, scăriță, bara lui Rotariu. Adi Popa, de ce este egoist Adi Popa? Acolo era centrare clară, cum vrea el să dea gol din poziția aceea.
Zeghelar pentru Hasan. Hasan, ce tecli riscant al lui Sar. Recuperăm foarte bine. Din nou încercăm la un contraatac. Embolo pentru Rotariu, încă o dată foarte solicitat. Dorin Rotariu. Recuperează. Oh, Rotariu, cât pe ce. Smârteanu l-a preferat-o pe Rotariu. De unde vine acest gol? 3-2. Dorin Rotariu reușește să marcheze în sfârșit. Cum a tras acest șut Dorin Rotariu? Incredibil. O pasă a lui Smârtean de la preferatul pe Rotariu acolo și acesta reușește să marcheze prin întoarcere un gol superb ala Dorin Rotariu. Trebuia să marcheze și el, trebuia să spargă în sfârșit gheața. A făcut-o cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Minutul 75 face asta Dorin Rotariu și conducem cu 3-2 după ce am fost conduși cu 2-0. Asta înseamnă că trebuie să ne mai perfecționăm lotul. Minge pentru același Dorin Rotariu a alergat la nesfârșit în acest meci. Încercăm să recuperăm. Haide Smârtean. Smârtean nu este atât de bun pe apărare cum este pe atac. Un jucător ofensiv, chiar și la 34 de ani, are o viteză foarte, foarte bună, Lucian Smârtean. Titian încearcă să recupereze. Adi Popa face pressing. Thiago Pinto. Suntem acum pressing, dar iată cât de bine a combinat cei de la Rio Ave. Un șut blocat acolo foarte bine de jucătorii noștri și încercăm din nou un contraatac. Incredibil, recuperează rapid și portughezii. Mendeira, încă o dată recuperăm noi. De această dată noi am fost numai la contraatac. Nu am jucat și noi posesiv la fel cum a fost de altfel toate adversarele noastre, așa se întâmplă în fiecare meci. Ăsta este jocul nostru, un joc poate ala Reghecaf, ocazie mare! Este Arlauzi, era oricum offside la Ucra. Spuneam de jocul lui Reghecaf care îl practica el la Steaua, era un joc rapid pe contre, mușcat din adversar. Iată acum pe la Tovlevi, jucăm la mișto practic. Rotariu, preluare frumoasă, pasă pentru Embolo, ce frumos încearcă acolo, dar nu a reușit să dea drumul balonului, așa cum trebuia, o lansare acolo unde iese Arlauskis și degajează, trebuie să mai iasă și Arlauskis, s-a plictisit în poartă, nu prea apărat în acest meci, a luat doar goluri. Embolo încă o dată, are pase foarte lucide, se pare că se termină meciul 3-2, 3 puncte importante luate și de această dată în Europa League împotriva celor de la Rio Ave. Dorin Rotariu a fost un meciul lui 8,5 nota, s-a dat un gol și o pasă de gol, a dat și o pasă de gol. Da, pentru Adi Popa, aceeași intrare splendidă la foarfeca lui Adi Popa. S-a accidentat 2 săptămâni Adi Popa, wow, începem să avem probleme de lot. Asta nu este foarte bine pentru noi. Meci pe terenul nostru cu Craiova, să vedem pe cine vom introduce în locul lui Adi Popa de această dată. Poate și Smârtean să joace acolo, dar da, n-ar fi rău să-l băgăm pe Smârtean și apoi pe Musonda în locul lui Smârtean, înțelegi? Și pe Adi Popa să scoatem oricum de la rezerve. Băgăm pe Brevelt. Așa. Deci pe cine am zis? Oh, dar nu, mă, este Jordan ăsta. Jordanov ăsta, mă. Așa, mă, de fapt. Uite că n-avem atât de multe probleme de lot. Noroc că l-am luat și pe Jordanov. În sfârșit. E bine așa. Este foarte bine. Meci în campionat împotriva Craiovei. Să-l simulăm sau să nu. Îl vom simula împotriva Craiovei. Este pe terenul nostru, cu toate că e un mare derby. Nu e FC Craiova, e CSU Craiova. Însă mie îmi place foarte mult această echipă. Uită și pe Bauab, un jucător foarte periculos. Sar marchează, a luat și roșu. Brevel marchează și el, ce bine că l-am băgat la rezerve pe Brevel. 2-1, câștigăm cu 2-1. 3 puncte luate cu greu, dar 3 puncte luate. S-ar putea să-și fi revenit și Gabi Iancu. Un meci care îl avem împotriva Brașovului. Și Adi Popa și Gabi Iancu și-au revenit în sfârșit. Adi Popa ne-a zis că este ok, dar crede că va juca acum, dar nu știe că odată cu revenirea lui Iancu este greu să prindă primul 11. Nu este diferență mare, doar două statusuri de-astea. Să-l băgăm în locul lui Pârvulescu pe Adi Popa și Iancu direct titular. În locul lui... dar mai întâi să băgăm cu o rezervă. Locul lui Brevelt. Sau Filip, cum vrei tu. Și în locul lui Filip și Iancu în locul lui Jordanov, normal. Aceasta este echipa noastră, echipa de vis. Să schimbăm totuși și pe Sar, îl băgăm pe Luchin, Sârgean Luchin, trebuie să intre și el. Sar nici de la rezervă, poate este suspendat. Bă, deci noi avem ceva practic cu ăștia împrumutați și normal așa trebuie să facem, nu trebuie să creștem noi adversarii altor echipe. Bun, la ce vrei să te uiți aici? Da, vom juca cu FC Brașov. Este un meci în deplasare și să vedem dacă ne vom descurca sau cât de bine ne vom descurca.
Centrarea lui Madeira respinsă de jucătorii noștri. Embolo este cel mai înaintat jucător al nostru și o pasă excelentă pentru Robert Vâlceanu. Vâlceanu are spațiu, are timp de gândire. Vâlceanu pasează la Dorin Rotariu din prima la Iancu. Încearcă să retrimită acolo. Trebuie să se reinventeze această chimie dintre Iancu și Dorin Rotariu. Iată acum pe Iancu în pressing. Sper să intre și el. Vreau să spun, am intrat bine jucătorii noștri, dar sper să intre acest Gabi Iancu, să intre bine după această accidentare care a stat ceva pe bară, 3 săptămâni. Aganovic periculos acolo, este presat de Lukin. Lukin nu le posedează, din păcate. Aganovic continuă, nu se poate, scapă cu Arlauskis. Apără Arlauskis. Aganovic ne-a făcut șahmat defensiva. Băi, fundașilor, dormiți pe voi. Aganovic, ce le-a făcut acolo? Dar excelent a apărat Arlauskis. E greu să-l înviși un astfel de portar. Machado, Madeira. Trebuie să recuperăm. Este Paul Papa acolo. Pasă offside, era Grigoraș. Oricum, imediat s-a dus să muște Arlauskis. Recuperarea lui Sârmărtean, foarte bun Sârmărtean. Pasă pentru Gabi Iancu. Haide Iancu, Iancu obține autul, bravo. E bine că n-a pierdut balonul, l-a obținut ceva. Sârmărtean este tehnicar, știe ce să facă. Parcă joacă singur ăsta, mă, Sârmărtean. Sau poate ghetele joacă pentru el, cu toate că e virtual. Machado, construcție încercată acolo de cei de la Brașov. Iată-l pe Stanciu. Stanciu încearcă să-l găsească pe Gabi Iancu, dar recuperează Dorin Rotariu. Rotariu peste poartă. Ratare uriașă, ultima fază probabil a primei reprize. Ce ratare a avut aici Dorin Rotariu. Recuperase excelent, a vrut scăriță Rotariu. Putea să dea foarte ușor pe lângă portar. Minutul 45, ratăm deschiderea de scor. Brașovenii nu prea au avut multe ocazii, dar au avut noroc în acest meci. Probabil și cu această revenire a lui Iancu nu a jucat atât de lucid ca în primele meciuri din acest start de sezon. Oricum își va reveni cu siguranță un jucător ca Gabi Iancu. Să vedem pe Strauț. Strauț, iată ce face Strauț, pasează la Grigoraș. N-a fost offside. La Tovlevici pentru Nicușor Stanciu. Embolo recuperează. Embolo, ce ocazie am avut acolo. Cred că i-a spart ficații portarului brașovean. Embolo a tras cât a putut, dar nici portarul brașovenilor nu s-a ferit acolo. Paul Pap într-o poziție de centrare, centrează pentru Rotariu. Mingea la Embolo. Embolo, gol! 1-0. Embolo deschide scorul și iată, ne dă o doză de calm a la Cristiano Ronaldo în variantă neagră. Embolo reușește să marcheze. Iată cum a recentrat acolo Dorin Rotariu. A fost faza pornită la centrarea lui Pap. Rotariu recentrează, Embolo rămâne singur și îl învinge acolo pe portarul, celor de la FC Brașov. Nu mai trebuie să spun același cuvinte de 1000 de euro, adică adversarilor noștri sau mă rog. Deschidere de scor al lui Embolo, asta este lucrul important, 1-0, dar mai este de jucat, poate facem 2-0. Iată pe Rotariu foarte frumos acolo în flancul stâng, încearcă să fenteze Dorin Rotariu, rămâne la balon, Rotariu marginea careului, intră careul, Rotariu fentează, Rotariu centrează, dar destul de spate acolo pentru urcarea lui Iancu, care cred că este capitanul nostru acest meci sau dacă nu era Sârmărtean. Pap pentru Rotariu, un offside. Iată-l pe Aganovic pentru Serginio. Serginio centrează la a doua bară. Wow, Ganea. La Tovlevici. Cum a băgat mingea asta Ganea de lângă la Tovlevici, dar într-un unghi foarte, foarte închis. A băgat-o chiar în vincul Ganea. A fost o centrare a lui Serginio, care nu am crezut că se va duce atât de bine. Iată pe Ganea. Îl lobează acolo pe Arlauskis. Da, e 1-1, se pare. În minutul 69 marchează, vă spuneam că mai este timp de un gol și tot așa mai este minutul 70. Să vedem dacă vom mai marca sau dacă vom face primul nostru egal, dacă ne vom încurca pentru prima dată în campionat. Aganovic, în continuare brașovenii au curaj, cred că au simțit momentul, cred că sunt pe val în acest moment. Embolo acum în flancul drept, Embolo va căuta centrarea, centrarea lui Embolo pentru Rotariu, gol! Rotariu marchează Dorin Rotariu, se revanșează Embolo cu o centrare perfectă, splendidă va chiar, iar Rotariu cu capul s-a întors excelent în spate, s-a înălțat și l-a lobat și el, a învins și el cu o lovitură de cap pe portarul lui Brașov.
Wow, Dorin Rotariu la 7 minute după golul celor de la Brașov a reușit să ne aducă în avantaj. Foarte bun acest Rotariu decisiv în momentele care, în momente grele pentru noi. Este 2 la 1, avem un avantaj în fața celor de la Brașov, care însă se aruncă în careul nostru încă o dată. Madeira întoarce mingea la Ganea în fața dublei. Ce face Ganea acolo? Dansează, e incredibil băiatul ăsta, cum să faci așa ceva la o astfel de fază? Ganea a făcut ceva inexplicabil. Haide, Iancu, foarte bine, de fapt a fost Stanciu cu o recuperare excelentă, minge pentru Iancu acum de la Rotariu, un offside, Iancu, nu e offside, Iancu, să vedem pe Gabi Iancu de la revenire, poate dă gol, nu dă gol, oh, cum a apărat acolo portarul Brașovului, ce reflex, incredibil cum s-a întors acolo și a apărat excelent, cine a avut ocazia aceea mare, nu mai contează, Rotariu a avut-o, da, ce a apărat portarul care nici nu-i țin minte numele, stai să-i citesc o dată numele. Iată pe Rotariu 1 la 1 cu Străuș, centrarea lui Rotariu în spate. Acum să vedem numele portarului. O schimbare făcută și de brașoveni. Dar avem corner, nu mă așteptam la asta, minutul 89, să vedem centrarea. Este prea pe portar acolo pentru Sârgean Luchin. Vâlceanu, mai departe la Stanciu, un offside. O lovitură liberă pentru cei de la Brașov, dar nu cred că mai pot face ceva. O victorie nu este luată în calcul. O minge periculoasă acolo, Machado pentru Madeira, reprimește Machado. Incredibil, Varela intră și reușește să se deposedeze. Stanciu greșește pasa. Stanciule, sper să o necoste asta, că te dau afară de la echipă. Ganea la balon, autorul unicului gol al ardelenilor. Să vedem pe Varela dacă va recupera de în fața lui Pău. Nu recuperează, facem pressing prin Vâlcea, care nu este super puternic. Oh, ce fault urât. Doamne, 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 galben de cât. Galben pentru Nicușor Stanciu, destul de stresat pe finalul meciului. Lovitură liberă care o are Popa, să fim Arlauskis. Arlauskis, eroul stelei. Să vedem cum va executa Popa. Ce emoții am avut pe final. Dacă era pe poartă, eram în vis la faza asta. Este o victorie a noastră cu 2 la 1. A avut o ultimă ocazie uriașă brașovenii, dar nu au reușit să marcheze. Embolo încă o dată omul meciului pentru noi. 7,5 a fost nota sa. A reușit să marcheze pasa de gol a lui Dorin Rotariu. Se pare că am reușit să batem încă un meci, chiar și împotriva adversarilor noștri care au fost FC Brașov. Am bătut în deplasare cu 2 la 1, destul de greu, dar victoria e victorie. Suntem continuare pe primul loc, avem 27 de puncte, un gol averaj foarte, foarte bun și din 9 meciuri jucate, 9 victorii, niciun egal, nicio înfrângere. Acesta a fost episodul de astăzi, dacă v-a plăcut lăsați și voi un like, până data viitoare, sayonara!